Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Etalare pentru mai iunie, 15 iunie, că tot e la jumătatea lunii mai. Dacă cumva a început să se manifeste ceea ce spun, m-aș bucura și vă rog să-mi confirmați. Mesajele de la îngeri pe care le-ați primit sunt foarte interesante. Aveți 8 și 9, o creștere, o transformare și, în primul rând, o transformare spirituală pentru unii dintre voi. Trebuie, în primul și în primul rând, să încetiniți într-o direcție. Probabil că visați foarte mult la cineva. E un labirint între voi și persoana respectivă. Vom vedea de ce. Eu am văzut și vă voi arăta și vouă câteva mesaje. Trebuie să încetiniți, să puneți pauză în cazul în care ați accelerat prea mult sau ați mers cu o viteză prea mare într-o direcție care trebuia să fie în ritm divin. În general, semnele de aer și cei cu aspect în vărsător, marcați de Uranus, sunt cam prea iuți și uneori rapiditatea asta nu este bună. Vi se confirmă faptul că trebuie să încetiniți. Altfel, dacă nu încetiniți, intrați într-un labirint în care nu veți mai ieși. Dacă intrați cu viteză, da? Până atunci, voi trebuie să învățați să vă iubiți. Trebuie să intrați într-o călătorie spirituală pentru că, probabil că, ăsta e momentul. Cam toți trebuie să trecem prin această creștere spirituală 2020, măcar acum, dacă n-ați început mai devreme, unii dintre voi. Repede câte ori pot, unii, pentru că unii sunteți spirituali, alții încă mai aveți foarte mult de lucru, sunteți diferite generații, diferite aspecte planetare, da? Aveți 8, transformare și 9, spiritualitate. Eventual, călătorie peste hotare sau ceva peste hotare, pentru că e casa noua a săgetătorului, guvernată de Jupiter. Ideea este că, pe lângă faptul că trebuie să încetiniți și să vă oferiți timp, de aia zice încetiniți, să vă oferiți timp să vă analizați și să vă iubiți așa cum sunteți, să începeți să vă dați seama că sunteți un copil divin, o ființă divină, încântătoare, care merită lucruri deosebite. Dar, în primul și în primul rând, de aia spun că sunteți generații diferite și e o etalare colectivă. Unii poate nici nu sunt, nu știți încă că ați venit pe acest pământ cu o misiune, cu un contract, cu mai multe contracte și, în primul rând, că sunteți o energie divină care trebuie onorată. La capătul setului de cărți aveți, ce frumos, fii autentic. Fiți autentici. 3 și cu 9, cât înseamnă? 12, da? 12 înseamnă 3, comunicare. 39, în fine. Și sub această carte, uniunea inimilor. Eventual puneți fundația unei relații, unii dintre voi. Ideea este că sunteți în căutarea unui suflet pereche care să vă fie alături până la sfârșit. Unii dintre voi, că în general vărsătorii sunt mai neconvenționali, dar sunt și vărsători foarte stabili. Leitmotivul vărsătorului este autenticitatea, originalitatea. Dar, evident, ca orice ființă pe acest pământ, unii nu-și cunosc calitățile, nu-și cunosc misiunea și dau greș. Din acest motiv, îi se aduce aminte să fiți autentic, să nu încercați să fiți pe placul cuiva doar de dragul de a fi plăcut, da? Fiți voi înșivă și, ca să fiți voi înșivă, dragii mei, revenim la această carte. Iubiți-vă ceea ce iubiți așa cum sunteți sau iubiți-vă, mai bine zis. Învățați-vă să vă vedeți într-o lumină specială. Într-o lumină specială. Oricum, ideea este să încetiniți și să vă oferiți timp de autoanaliză, de respect față de voi înșivă, de explorarea autenticității și originalității voastre, da? Depinde ce planete aveți, ca să puteți intra într-o vibrație înaltă. Nu puteți intra în această vibrație în momentul în care nu vă iubiți, în momentul în care nu sunteți autentic, da? Și în momentul în care puneți piciorul pe accelerație. Nu puteți crea această fundație, da? Apreciați-i pe cei pe care îi iubiți.
pe cei care vă sunt alături. La capătul setului de cărți aveți faetonul. Cu fi semnul racului, mai mult sau mai puțin contează. Dorința de a merge către destinul vostru, a unora dintre voi, cei care v-ați trezit sau începe să vă treziți, evident. De-aia spun că sunteți unii care încă nu v-ați trezit și trebuie să vă treziți. Ca să ajungeți unde trebuie să ajungem toți, de fapt. La capătul setului de cărți aveți o așteptare, da? Trei de bâte. Peste hotare, peste o apă, aici sunteți voi, cavalerul de spade care accelerează, da? Care arde de dorința de a merge către cineva, ori peste hotare, ori aștepta să vină, ori situația ține de, poate pentru unii de un trio. În fine, ideea este că așteptați cu speranță, dar vi se spune să nu accelerați, da? Încetiniți. Repet, arată cartea și cavalerul de spade știm bine că e cel mai rapid. Și arde de dorința de a apăsa pe accelerație. Arde. Pentru că sunteți într-o situație, unii dintre voi, în care unul sau celălalt s-a simțit foarte trădat. Da? Probabil o relație de lungă durată pentru unii dintre voi. Ori o căsnicie, o relație de lungă durată. Unul dintre voi s-a simțit foarte trădat, altul este epuizat sau cel care e trădat e și epuizat de atâtea responsabilități. Unul a muncit foarte mult, s-a simțit trădat. Pentru o acțiune negândită, impulsivă, că așa este cavalerul de spade, este impulsiv. Acționează și apoi gândește. Și totuși, am senzația că se dorește împăcarea. Se dorește împăcarea. Cu împăratul. Cineva, cofi în aprilie, variază, cofi berbec, cofi taur, cofi balanță, iar variază, nu contează zodia. Este o persoană de încredere, o persoană cu autoritate, măcar la locul de muncă, da? O persoană care este responsabilă și care vă protejează. Posibil ceva s-a întâmplat, că nu degeaba apare și trei de bâte. Trei, întotdeauna duce și către triouri. Dar, repet, nu e obligatoriu să fie triouri. Poate o acțiune, un cuvânt, da? Pentru că asta face cavalerul de spade. Vorbește repede, mult și uneori fără să gândească. Că asta e. De-aia e cavaler. E iute. Și celălalt a fost rănit și epuizat. Bănuiesc că responsabilitățile și le-a asumat împăratul. Că de-aia se dorește împăcarea cu el. Cineva varsă lacrimi în acest context. Pentru că a fost o situație toxică. Pentru că a fost o situație toxică. Știți foarte bine că a fost o legătură foarte profundă între voi doi și totuși cineva nu mai vorbește tocmai pentru că s-a întâmplat această trădare. S-a întâmplat această trădare. Aer și foc. Evident că poate să fie și cumpăratul, poate să fie și taur. Cam atâta văd, aer, foc și emoții. Da? Cineva nu vorbește, vrea să se concentreze pe vindecarea sa emoțională, da? Regina de cupe și patru de spade. Vindecarea sa mentală și emoțională de o situație care efectiv l-a epuizat. Da. Haideți să vedem. Cum vorbim despre voi, nu despre ei. Dar unul dintre voi vă doriți împăcarea. Bănuiesc că am senzația că voi, de-aia vă zice încetiniți și iubiți ceea ce sunteți. Iubiți ceea ce sunteți. Și pentru a ajunge la această dragoste de sine și stimă față de sine, e nevoie de multă analiză și, ia uite, regina de cupe apare. Multă analiză. Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Iar lacrimi. Lacrimi. Acum, poate că aveți planete și prin semne de apă, poate și ei au planete 6 de cupe. O relație din copilărie foarte profundă, dar care trebuie transformată sau care se efectiv moare. E moartea.
o relație foarte frumoasă, de lungă durată sau din copilărie, din tinerețe, da? Care se termină. Pentru că aveți nevoie, eventual, unul dintre voi să oferiți această cupă în altă direcție. Eventual, vă doriți transformarea. Am zis că unii își doresc împăcarea. Se vede cu moartea, dar transformare și valetul de cupe. Vă doriți împăcarea, posibil cu un semn de pământ care v-a adus abundență sau cu cineva care vă oferă stabilitate. Ia uite, justiția și judecata într-o poveste de dragoste a fost un trio. Dar lucrurile vreți să le schimbați. Vreți să schimbați și să mergeți iar semn de pământ, mai mult sau mai puțin, către o nouă etapă sau o nouă relație care vă oferă stabilitate. Și totuși, aici sunteți voi, vreți să călătoriți, vreți să comunicați și totuși cineva se apără, blochează, e defensiv și apare separarea. Da. Vedem. Vărsător. Mai iunie. Iunie 2020. Doi de cupe. Interesant. În suflet. Două suflete perechi care comunică foarte bine, dar, repet, aceasta este imaginea unei prietenii foarte profunde. Că sunteți voi într-o prietenie, că este altcineva într-o prietenie și vă gândiți la ei, iar variază. Vai, 10 de cupe. Provocarea este să ajungeți de la această prietenie să și manifestați o dragoste stabilă și abundență emoțională. Aceasta este provocarea pentru unii dintre voi. Apar două cărți care țin de semne de apă. Dacă aveți de-a face cu un semn de apă, voi știți. Poate aveți planete în semne de apă, poate au ei planete în semne de apă. E o prietenie pe care unii dintre voi vă doriți să meargă către dragoste și asta vă doriți. Și o familie fericită. Îndepărtare, soarele, wow! Zodia leului pentru unii dintre voi. Îndepărtare. Va aduce multă bucurie. V-a adus, că e mai de trecut. Sau un subconștient, simțiți că această, chiar dacă nu ține de trecut, e un subconștient, simțiți că această prietenie care se poate transforma, da, în această uniune a inimilor. Unii sunteți într-o vibrație înaltă. Până acum cărțile arată bine, vedem ce se va arăta, dar până acum sunt cărțile prea frumoase. Prea frumoase. În trecut apare semnul leului. Mare, 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 mare bucurie. Acum și 10 de cupe, tot un soi de soare, e mai mic. Provocarea este să vă păstrați optimiști, da, să vă păstrați credința, să vă descoperiți divinitatea. Interesant. Că altfel. Deci am senzația că asta o descoperiți doar în relație cu un suflet pereche, dar evident și voi trebuie să vă analizați și voi trebuie să vă transformați, pentru că nu putem fi lângă o persoană de vibrație înaltă dacă nici noi nu ne transformăm. Așa și mesajul să-l transmit. Aici sunteți voi vindecându-vă sau ei vindecându-se. Patru de spade, semn de aer, să zicem că sunteți voi care vă vindecați după un trio și încercați să vă găsiți echilibru mental. E bine. Că acum, unii dintre voi ați fost răniți în trecut de un semn de foc, posibil, de cineva cu marcaj puternic pe soare, da? Sau pe leu, iar variază. În viitor, regina de spade, în prezent, vai, sunteți, na, sunteți blocați mental, în suflet, comunicați telepatic cu cineva sau vă doriți. Vă doriți această relație, chiar dacă totuși în prezent sunteți oarecum blocați mental. Aici sunteți voi tot semn de aer și în viitor tot semn de aer. Nu găsiți soluții. Doi de cupe, am văzut și judecata și am văzut mai multe cărți, reprezintă și dorința voastră de împăcare.
și nu găsiți soluții cum să vă împăcați și să mergeți către această bucurie pe care vă o doriți cu cineva, posibil cu cineva în semn de foc, sau nu neapărat, cineva care v-a adus multă bucurie. Deci în acest moment aveți 8, de la 4, vindecare, echilibru mental, treceți într-un stres mental și aveți nevoie să transformați. Pentru că posibil nu găsiți soluții. Ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, s-au spus niște vorbe sau s-a acționat pripit într-o situație. În viitorul îndepărtat apare Regina de Spade. Nevoia de comunicare, dar comunicare clară, sinceră, adevărată, am zis asta de adevărată, da? Mare grijă ce cuvinte folosiți, pentru că Regina de Spade uneori folosește cuvinte prea dure. Mare grijă. Altfel nu puteți construi. Puteți fi sinceri, dar trebuie să fiți și diplomați. Interesant. 9 de cupe. Un semn de apă. Pentru unii este clar că e un semn de apă sau o persoană care vă emoționează foarte puternic. Posibil că aveți planete în pești sau eu știu ce, în rac sau în scorpion. Altfel nu v-ar apărea așa multe cupe. Da? Pentru că știu vărsători care au planete în semnul peștilor. E normal. Pentru cei care aveți planete în semnul peștilor, aveți și această mare bucurie. Pentru că aveți în suflet acest suflet pereche. În inimă, să zicem, acest suflet. Să nu fac repetiții. Da, uite așa. 9, 10, vă doriți 10. Da? Vă doriți să fiți împreună cu acest suflet pereche. Voi care aveți niște planete în semne de apă și ați lucrat un pic mai mult la calea voastră spirituală, sunteți oarecum satisfăcuți de voi? Sunteți bucuroși? Aveți speranță? Aveți speranță că vă veți găsi acest suflet pereche sau posibil că l-ați găsit și aveți speranța, chiar dacă e provocare, să creați această relație? Dar deocamdată nu găsiți soluții. Mare grijă cum comunicați, pentru că dacă sunteți, vă doriți un semn de apă, trebuie să fiți mult mai diplomați cu ei. De-aia zice, încetiniți. Fiți autentic, ok, dar fiți delicați. Pentru că semnele de apă sau oamenii emoționali, da, n-au nevoie de cuvinte chiar atât de. Nu ce nimeni să nu fiți sinceri, dar să nu fiți atât de tăioși. Regele de băte în exterior, influența exterioară, un semn de foc, iar apare semnul leului pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi apare semnul leului. Sau o persoană foarte pasională, poate că ei au planete în semne de foc, da? Și vă pun pe jar într-un fel sau altul. Posibil că sunt și autoritari, că a apărut și împăratul, da? Și foarte atrăgători, foarte seducători și știu că sunt așa. Da, focul cu aerul, în principiu, dă bine. Din acest motiv apare și imaginea sufletelor perechi. Nu e obligatoriu să fiți apă, am zis, puteți să fiți, uite, cum arată foc și aer, foc și aer. Soare și vărsător. Este o persoană creativă care are întreprinzătoare, față de care simțiți o mare atracție fizică, mare atracție fizică. De ce vă este teamă? Ia uite, iar spade. Vă este teamă că veți fi răniți? Probabil că vă faceți griji, multe griji, 8 și 9, da? A apărut 8 și 9, interesant, în jocul ăsta de numere. Vă faceți griji foarte multe. Posibil, doamna, ce văd eu în cartea asta? Da, interesant. Vedeți cum sunt grupate în setul ăsta? Sunt trei seturi de săbii de câte trei și trei de spade reprezintă, da, ca și aici, triouri. Bine, triouri care nu neapărat să fie între trei persoane, da?
două, un cuplu și a treia. Poate să reprezinte familia, a treia persoană, poate să reprezinte prietenii, poate să reprezinte jobul sau situații la job, da? Triouri. Ați trecut prin multe triouri și nu știți dacă în această situație va fi altfel. Asta este teama voastră. Ce vă doriți? Va... Ia uite, iar foc. Vă doriți acest... Eu vă... cred că vă doriți acest rege, da? Acest soare pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi. Vă doriți să comunicați. Să vă comunicați atracția pe care o simțiți pentru ei. Asta vă doriți. Să comunicați emoțiile pe care le simțiți în preajma lor. Este dorința voastră. Eventual, vă doriți chiar o chestie intimă, niște momente intime, pasionale. E un valet și valetul este cam exagerat uneori, valetul de bâte, cam impulsiv. În ce ține de atracția sexuală. Da, vi se zice încetiniți. Wow, marea preoteasă. Sunt niște secrete, într-adevăr, dar încercați și conectați-vă la intuiție, nu la minte, da? Nu la mental. Lucrați-vă intuiția, de-aia și spune, iubește ceea ce ești. Încercați să vă înțelegeți latura voastră divină ca să învățați cum să manifestați această frumusețe, 2 de cupe, 10 de cupe, 9 de cupe, da? Frumusețe de situație față de care simțiți și pasiunea unii dintre voi. Wow, turnul! Wow, 3 de spade! Da, vi se zice încetiniți. Dacă e o pasiune care vă arde acum, într-un fel sau altul, vedeți mare grijă că 10 de cupe, acum înțeleg și într-un alt context, înseamnă iluzii. Iluzii, visați. Aici e provocarea. Este o prietenie foarte frumoasă, dar nu vă faceți iluzii mai mult decât e cazul. Marea preoteasă, turnul și 3 de spade. Încercați să intuiți faptul că dacă nu vă calmați, vă atrageți o altă dezamăgire, pentru că lucrurile, nu, prieteniile și relațiile frumoase se construiesc în timp. Posibil acest semn de foc care apare să aibă tendința să atragă atenția. Sunt niște secrete. Să nu spună tot ce se întâmplă în viața lui. Voi să-i vedeți într-un fel. Da? E luna care acoperă, ca și Marea Preoteasă. Sunt niște secrete. Voi să-i vedeți într-un fel și ei în spate să fie un soi de, cum se zice în română, heartbreaker. Oameni care au frânt multe inimi. Interesant. Steaua, aici sunteți voi, să zicem. Trebuie să alegeți. Iar apare semn de apă, semn de aer. Bine, asta, hai, ok. Deci, Marea Preoteasă era și turnul. Ar putea foarte frumos să fie. Chiar dacă vă va dezamăgi cineva, aceasta să fie o lecție, o trezire, că asta înseamnă Marea Preoteasă și turnul, o trezire la realitate, la o altă realitate. După această dezamăgire, și apare cu șasele de... Da, așa simt. La capătul setului de cărți, vă doriți să mergeți mai departe. Faetonul
Să echilibrați o situație, eventual cu un semn de pământ cu care aveți niște conflicte. Aveți niște conflicte, nu vreți să-i lăsați într-un fel sau altul, ori voi, ori ei. Evident că poate să varieze o etalare colectivă. Cineva ține foarte mult la o situație. Pe de o parte, o situație, iar se vede semn de pământ, taur sau balanță, că este semnul lui Venus. 4 de monede, iar taur pentru mine. Și totuși, cineva în acest context încearcă să nu spună adevărul, să se fofileze într-un fel sau altul, să oferă un păcare, 4 de cupe așa îl văd, o nouă pasiune. Deși am senzația că, v-am zis, simt că a fost și un trio. Cineva, acest mincinos, a încercat să fugă de acasă, dintr-un mediu oarecum stabil și frumos. A încercat să aibă o aventură, că asta înseamnă asul de spade, de băte. Celălalt a plâns. Și acum trebuie să vă vindecați amândoi, temperanța. Iar apare aventură, cavalerul de băte. A fost o aventură. Cineva a fost nebun, s-a purtat de nebun și regele de spade. Cineva a fost nebun într-o situație. Iar semn de pământ, taur și asul de spade. Acest personaj care vă dă vouă stabilitate are nevoie de adevăr pentru unii dintre voi. Da... Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Da, cam multe. Dar vedeți cu ce rezonați și nu uitați cu etalare colectivă că sunteți generații. Luați-vă mesajele, nu neapărat întreaga poveste. Dacă se întâmplă să rezoneze întreaga poveste, eu mă bucur, scuzați-mă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, vă pup!